Don't like you, she likes everyone. Fingers number five. Girl, you look mighty fine. Won't you rub your fingers number five? Girl, you look mighty fine. Won't you rub your fingers number five? Girl, you look mighty fine. Won't you rub your. Bună tuturor, eu sunt Janina și bine ați venit pe canalul meu. Eu sunt un doctor în științe infermieristice și am un master în alimentație. Astăzi o să trecem la a doua lecție a dietei Janina. Dieta Janina pe care eu am creat-o, care nu este de fapt o dietă, adică ceva restrictiv. Este un stil de viață, este un fel de a fi. Ceva care ne dă bunăstare, ceva care ne învață să fim sănătoși, ceva care face să ne simțim bine. Prima lecție v-a plăcut foarte mult și astăzi m-am gândit să vă răspund la o întrebare foarte deasă pe care mi-o fac persoanele care se apropie de dieta Janina. Și anume, ce fac când ies în oraș? Mi s-a întâmplat de multe ori să fac foarte multe diete. Eu am făcut sute de diete, m-am prostit în toate felurile, am rămas și fără mâncare, am fost și bulimică. M-am înfometat, am făcut dieta proteică, am făcut-o pe aia cu tubul în nas, cu proteine. M-am operat și la stomac și nu mi-a mers, mi-am pus inel de la pe stomac și n-am mers treaba, trebuie să-mi scoată pentru că mi s-a făcut o infecție. Le-am făcut pe toate. Nu a fost dieta pe pământul ăsta, am luat pastile, am luat amfetamine, am dat banii pe o grămadă de prostii. Prostii care mi-au făcut numai și numai rău. Nimic nu m-a ajutat niciodată, nici să slăbesc, nici să fiu sănătoasă, nici să fiu un om normal. De exemplu, când am luat amfetamine, pielea mea era uscată, nu mai dormeam noaptea, cădeam pe jos, adică nu poți trăi fără să nu mănânci. În fine. Și în plus, analizele erau vraiște, eram anemică și așa mai departe. Când făceam aceste diete, nu ieșeam niciodată la oraș, pentru că spuneam, eu ies la oraș, ce mănânc? Nu am ce mânca. Nu ies. Și viața, și de aici nasc frustrările, de aici naște faptul că te izolezi, nu te retragi și nu mai vrei să mai ieși cu prieteni, nu mai ai niciun fel de viață socială. Este cea mai mare greșeală pe care poți să o faci. Eu sunt de 6 luni la dietă, asta e a 7-a lună, nu? Din ianuarie. Și eu am ieșit în oraș cu prieteni, cu copii de fiecare dată când am vrut. Nu mi-am interzis niciodată să ies la oraș. Când am ieșit la oraș, restaurantele și pizzeriile sunt pline de chestii pe care putem să le mâncăm toți. Ieșim la oraș, de exemplu, fetele în dieta Janina, persoanele care sunt urmărite de mine, au o dată pe săptămână o pizza sau oricum ceva care ele vor foarte mult să mănânce în seara aia. Deci ele o dată pe zi pot să iasă la oraș să mănânce ce vreau. Dacă tu ieși de 2 ori, de 3 ori, de 4, de 5 ori pe săptămână la oraș, foarte simplu. Și eu ieși, eu nu ies numai o dată pe săptămână, ies de 2-3 ori pe săptămână. Sunt un tip care îi place să iasă foarte mult și pentru asta trebuie să îmi creez un fel de alimentație sănătoasă și afară casei mele, și afară farfuriei mele. Când merg la restaurant, eu îmi comand întotdeauna o friptură făcută pe grătar și spun lui nenea ăla să nu-mi pună ulei peste ea, salată sau sau legume pe plită sau... Sunt fel și fel de minuni care puteți să le mâncați în restaurant. Și nu trebuie să vă fie rușine să cereți fără ulei. Îi spui, mi-aduceți uleiul la masă pentru că eu nu pot să-l mănânc în mâncare. Simplu. Și uite așa, eu ies de fiecare dată. Știu că nu e simplu. Prietenii mei băga pizza, da, grasă și așa, eu mâncam friptura aia. Da, știam că e pentru binele meu. Și uite, astăzi am rezultate. Am 40 de kg mai puțin și sunt un om fericit. Adică mi-e drag de mine, mi-e drag de mine să mă scold în pat, mi-e drag de mine să-mi iau o pereche de pantalon, să-mi bag o rochiță pe mine. Bine că încă sunt grasă. Eu nu am ajuns la faza aia să zic, mamă ce bine arăt. Nu, dar sunt foarte fericită unde am ajuns.
Eu în ziua aia, pe 2 ianuarie, n-o să uit niciodată. M-am uitat în oglindă și am zis, eu n-o să reușesc niciodată. Când o să ajung eu să pierd atâtea kilograme, am 120 de kilograme, când o să ajung eu să le pierd? Și uite că timpul trece și eu m-am trezit că am 40 de kilograme mai puțin. Nu lăsa mâine ceea ce poți face azi. Este un proverb care are mare, mare dreptate. Fetelor, băieților, nu mai spuneți, sunt prea stresat, am numai necazuri, m-am certat cu soțul, m-am lăsat cu soțul, m-am certat cu mama, m-am certat cu tata, trebuie să învăț că viața întotdeauna are câte o problemă. Astăzi e facultatea, mâine e soțul, poi mâine e copiii. Și uite așa trece viața și uite așa ne îmbolnăvim și uite așa o să fim niște oameni de 40 de ani bolnavi cu diabet, cu hipertensiuni prin spitale. Și de ce? Că noi până la 70 de ani putem să fim în floarea vieții noastre. De aia vă zic, nu mai puneți întâi persoana voastră și sănătatea voastră și apoi problemele, pentru că problemele o să fie în fiecare zi, în fiecare zi. Mai departe, deci, când mergeți la oraș, friptură, salată, legume pe grătar, ce mai poți mai iei? Salate. Sunt o grămadă de salate din alea cu multe chestii și am văzut și România. Eu am fost în România în aprilie, parcă, și eram la un centru ăsta comercial și era un magazin ăsta unde mâncam. Băieții și-au luat McDonald's, în fin. Și am văzut ăsta cu multe specii de salate și am spus lui tipa aia, ăla, și asta luase uleiul să-mi bage o tonă acolo. Și am spus, stau, tanti, vă rog frumos, uleiul îl pun eu, că așa mi-e drag mie să-mi pun ulei singur. Și asta au zis, a, bine, fetiță, hai că ți dau. Și mi-a dat toate chestiile alea la mine, sare, ulei, oțet, și mi-am pus eu cât a vrut treaba mea, nu să răstoarne aia cu sticla înăuntru acolo. Deci nu trebuie să vă fie rușine să aveți grijă de voi și mai ales nu mai băgați în seamă răutățile lumii. Răutatea la oamenii din jurul vostru, pentru că multă lume e invidioasă. De câte ori nu vi s-a întâmplat, ești la dietă și lumea, hai mă mănâncă, că ia uite că nu ești grasă, hai mă mănâncă, lasă că odată trăiești. Nu este așa, pentru că trebuie să ajungi la un echilibru. Deci, eu cred că o să repet câte zile o avea. Eu nu o să stau la dietă toată viața. Stau la dietă până când mă simt eu în formă. În momentul în care eu am ajuns la greutatea mea, nu o să mă apuc să mănânc ca Sparta, pentru că o să iau toate kilogramele la loc. Dar eu am învățat să mănânc sănătos. Ce înseamnă? Că luni, marți, miercuri și joi eu stau atentă la ceea ce mănânc. Vineri și sâmbătă sau duminică sau când ies eu, mănânc și o pizza, mă duc și la un restaurant, mănânc niște paste, mănânc și o bucată de tort, dar știu să-mi echilibrez ziua. Adică dacă eu știu că diseară ies să mănânc pizza, ciocolată sau tort sau eu știu, mă duc la un bairam, știu că la prânz mănânc salată, o bucățică de carne și nu mănânc pâine. Deci trebuie să învăț să mă echilibrez. Asta nu înseamnă că să stai la dietă toată viața, înseamnă să ai o viață sănătoasă. Asta a fost lecția de astăzi. Nu uitați să mă urmăriți pe Instagram, pentru că acolo postez toate mesele la fetele pe care le urmăresc cu dieta Janina. Janina Italian Style. Dacă vrei să fii urmărit de mine, în infobox găsești toate informațiile în ceea ce privește. Sper că videoul v-a plăcut, nu uitați să dați un like și ne vedem data viitoare. Ciao!